Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Da Bravo. Așa cum v-am obișnuit, e vineri seară, e ora 18. Ce ne rămâne de făcut? Să destupăm o sticlă de vin, să ne punem frumos comozi într-un fotoliu și să ne uităm la podcastul ăsta frumos, că nu degeaba îl facem. În seara asta v-am pregătit un interviu mai de suflet, așa, știți? Ați văzut și voi că la mine e sinusoidală. Când vă aduc așa, de data asta, trebuie să vă anunț din startul interviului că e de suflet. Adică am un om foarte drag mie în față. Și o să vedeți asta pe parcursul întregului podcast și întregului episod. Până una alta, să știți că am făcut ce știu eu să fac mai bine și am intrat pe aplicația Taz, am intrat pe Hamoneria, care Hamoneria mi-a trimis ceva frumos, adică hamon, ce puteai să iei de la Hamonerie, da? Am luat niște Hamoneria de la Alioli, am luat niște cheso, am luat niște... În fine, mi-a adus Tazul exact ce trebuie. Între timp am pus și un pahar de vin, pentru că v-am zis, e vineri seara și vă recomand și vouă. Noi avem de la Kaufland o sticlă de vin tot spaniolesc, foarte bun, exact cum trebuie. Îi dăm drumul la treabă pentru că n-are o să o mai lungim. Sunteți gata? Începem. Astăzi, la podcast, la Da Bravo, am unul dintre cei mai iubiți actori de către voi. Îl am în față pe fratele Andy Vazduianu. Andy, bine ai venit la podcast. Îl trăiești, frate. Băi, să știi că te-am vânat de ceva vreme. Da? Da. Eu am crezut că tu ești mai mult așa cu comedianții, nu cu actorii. Nu, nu e adevărat, nu. Am zis să facem mai diversificat, am și sportivi, am avut. Bă, și nu, actori. Dar eu sunt fan, știi că sunt fan stand-up, sunt fan. Băi, mersi. Răit, înrăit. Îți adică. Place să te uiți? Băi, îmi place să mă uit și câteodată mai și scriu. Da? Da, da, da. Tare, dar ai avea curaj vreodată să faci așa ceva? Încă nu l-am, dar mă pregătesc. Da? Dar mi-e frică de ce să mint. Pentru că e altă treabă, frate. Mie mi se pare că e îngrozitor. Cred că e are dreptate un pic Seinfeld, cum zicea el, că pentru un comedian să fie actor e mai ușor decât pentru un actor să fie comedian. Adică să se bage pe stand-up. Da, și să știi că, uite, am trăit o poveste la un moment dat, pe timpul Cafe Deco la Cenărie, da. Când trăia regretatul Peliganu, Șerban Ionescu, și la un moment dat... Tot, era aproape în fiecare seară acolo, fiind prieten cu Dan Chișu. Aha. Și într-una dintre seri la un șpriț i-am zis eu: Pelicane, tu de ce nu te bagi? Pentru că știi chiar că dacă era haios, seara da. De stand-up. Nu, chiar era seara de stand-up. După ce se termina stand-up-ul, el vorbea într-una și glumele pe care le da, avea da, și tot. Da, că era și foarte asta tare. Asta m-a făcut să zic, dar da. Tu de ce nu? Și ce a zis? Și a zis, du-te, mă, tipă, eu am lucrat la o carieră toată viața mea să mi-o stric, într-o seară. Da, 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 adică, da, 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 nu că era frică, a zis, nici nu vreau să aud. E ceva adevărat în asta, băi, într-adevăr, e, pentru că m-am tot gândit, îți dai seama că mi-au trecut prin care și mai ales că de vreun an tot mai pun pe hârtie una alta, știi? Dar pe lângă faptul că mi se pare că eu, fiind eu mai filozofic așa în capul meu, că mai mult mă duc în filozofie decât mă duc în umor, da. Și zic, ce trebuie cum să scriu aici pe umor? Că nu, adică chiar dacă eu în cap am o glumă, dar care e prea subtilă și nu, nu, mai bine rămân la asta, știi? Mă joc eu așa, scriu. Pe de altă parte, dar tu e greu, ai, e greu ai să jucat faci. Roluri și de drama, ai, adică și ai pe comedie făcut... și de toate, da. Da, da, da. Dar e altceva. Eu asta cred că n-aș putea să fac dramă, cel puțin acum. Bă, mie nu mi se pare văd. La fel. Mie mi se pare total la fel, pentru că seriozitatea cu care faceți voi, de exemplu, serialul, știi? Adică eu de multe ori pe tine te văd, te-am văzut în serial și tocmai seriozitatea aia e comică. Pentru că dacă ai fi încercat să joci comedie, era greșit total. Pentru că nu se mai face comedie gen Benny Hill sau Mr. Nu, B. Dar sau nu, dar nu, mie mi se pare că și în dramă e despre asta, e același lucru. Eu nu văd nicio diferență între una și alta. E adevărat că există un ritm al comediei pe care îl cunoaștem și îl simțim fiecare. Dacă ai simțul ăsta... Da, cred că contează foarte mult asumarea. De fapt, despre asta vorbești. Numai despre asta e vorba, da. Poate să fie situația serios, și te fun. Bagi, da, și atât tot. Problema e că, știi, sunt mulți actori care cred în personaje, știi? Adică eu joc un personaj acum. Ei, da. Când aud asta pe mine mă sperie. Da. Eu mă sperie, pentru că una, nu fac niciun personaj. Eu sunt tot eu, dar sunt într-o situație diferită. Poate pe care n-am trăit-o în viața mea și atunci încerc să o bunghesc, să o descifrez și așa mai departe. Dar să mor eu, n-aș fi în stare să vreodată să intru în vreun personaj. Vorba lui Rebenciuc, știi cum zicea? Nu. Nu știi, aia pe aia lui Rebenciuc, aia mi se pare minunată pe care când i-a luat cineva interviu, zic, domnul Rebenciuc, cum ați intrat în pielea personajului? Păi că nu era atent, așa m-am dus repede și am intrat în el. Ce ridicol, pentru că nu poți să faci așa ceva, e imposibil. Băi, da, acum ce să zic, eu nici n-am interpretat foarte multe personaje, adică Bobiță ăsta din La Sfierbinți este... Evident că unic. E o treabă, da, știu. Dar, pe de altă parte, trebuie să
să spun așa, și pentru tine și pentru oamenii care se uită acum la noi, personajul ăsta, el era creat când a venit Mimi Brănescu să scrie, dar eu îi datoresc foarte multe lui Mimi, pentru că el a scris sezoane întregi de la Sfierbind. Nu, dar a dezvoltat niște situații foarte mișto. Da, și... Și te-a pus în situațiile alea. Bun, în viața de zi cu zi niciodată n-am reușit să fiu prieten cu adevărat cu Mimi, pentru că... Și la un moment dat am și renunțat, pentru că eu așa am fost toată viața mea. Un om care îmi spune bobonete și nu spune nici Bobo, nici Mihai, e clar că nu pot da, să... Da, da, da. Așa zice Mimi bobonete. Mimi zicea într-una bobonete și îmi zice în continuare. Deci, prieten foarte bun n-am fost, dar am fost frați în ceea ce privește proiectul ăsta, iar Mimi mi-a adus pe personajul ăsta, așa cum îl aveam eu la început, care era doar, cum să spun eu, un schelet minim, toată carnea pe care o are Bobița acum și siguranța pe care o am atunci când sunt la filmare, nu trebuie foarte multe minute să intru în personaj, mi se datorează și lui Mimi, pentru că a scris de așa natură încât mi-a apropiat personajul mai mult decât aș fi făcut-o eu. Da, eu în continuare zic, eu zic că, că tu ai zis și acum, ai zis că intri în personaj. Eu nu cred că intri niciun personaj. Pur și simplu te-ai prins de niște... Ai înțeles atitudinea lui... Atitudinea ta, de fapt, ți-ai înțeles atitudinea când în situația pe care o primești, știi? Pentru că situațiile erau foarte bune și erau foarte cărnoase, știi? Și asta te făcea să te duci acolo cu totul. Da, cred că e pompos spus că intri în personaj. Nu intri niciun personaj, Bobo, că dacă intri în personaj și te duci la nouă, eu te duc direct, te iau de mână și te duc la spital. Vezi, dar stai puțin, pe de altă parte, tu știi că psihologic, studiindu-se toată treaba asta, se spune despre actori. Nu, asta e o tâmpenie, nimeni, e păi nu, dar nimeni n-a știut să explice cum dracu e posibil ca un actor să intre pe scenă și să joace ceva, să te facă să crezi că e real. Așa? Și de fapt după el să fie alt om. Păi există o chestie foarte interesantă. Uite, Laurence Olivier avea o vorbă foarte interesantă, că actor are trei atenții, știi? Atenția pe text, atenția pe partener și atenția pe public, știi? Ceea ce nu se întâmplă la filmele porno. Ba și acolo, mai ales, păi de ce? La filmele porno, ăsta aia care te filmează, e groaznic, mie mi s-ar părea înfiorător. Nu aș putea, s-ar culca instant. Să păi știu nu, că ai flafărițe. Bă, tu ai jucat vreodată, ai jucat de aia vreo scenă de sex? Nu. Eu am avut. Și ai crede-mă avut? Că e înfiorător să stea toată lumea să zic, hai! Vă rog, performați, vă rog, haideți! Bă, să știi că mi s-a părut destul de vero aia cu Monica, cred că ai avut-o. Bă, aia a fost pe bune. Normal, toate sunt pe bune, mă, ești nebun. Păi Angela asta, cum o cheamă, Angelica Jolie cu ăsta, tot pe bune se întâmplă și n-am dat scap. Ai kilotul rupt, ai o gaură, ca în șosete. N-am vrut. Știi? Te-am atins? Nu se oprește, scena nu se oprește pentru asta. Bre. Nu, e înfiorător, e cel mai nasol lucru, știi? Și până se simte jignită și partenera când ți se întâmplă nimic, dar tu de fapt ești stresat că toată lumea se uită la tine, știi? Băi, eu n-am avut parte de asta, tu ești că ai avut. Băi, am avut și au fost înfiorătoare, adică dacă poți să-mi dai să joc orice, dar dacă văd în col și de acolo sau în scenariu, când îl primesc, bă, uite, mă gândesc la tine să joci rolul ăsta și când văd acolo scena de sex, să-mi bat picioarele, tot timpul încerc să știi cum e mintea actorului și cum faci de fiecare dată, zici, hai să vorbim puțin despre asta cu regizorul. Crezi că e nevoie de ea, știi, și tot încerc să fac să dispară de acolo. Băi, oribilă, băi, e îngrozitor, e cea mai nasoală chestie. Dar cu bărbați ai avut? Nu, n-am avut. Cu toate că m-am întrebat dacă aș fi în stare să fac scenarii asta. De multe și ori. Ce ți-ai răspuns? Că nu știu încă, până nu sunt pus situația de aia, nu știu dacă aș putea să fac. Noi când stăteam... În altă ordine de idei, am și un principiu. Sunt actor, ar trebui să pot. Adică, normal, ar trebui să pot să fac asta. Da. Dar e greu, recunosc, dar ar trebui să pot, pentru că asta păi e meseria. Și aici nu vine, nu se vii puțin în contrapunct că zici că nu intri în personaj. Dar nu intri. Și o să fii tu, Andy, pus în situație? Absolut, da. Ai evident grijă. Că te pui în situația de cum ar fi dacă aș fi eu gay. Eu atâția ani să ai grijă. Că s-ar putea să-mi placă. Eu am fost la proctolog, de curând. A, și ți-a plăcut? Mă, acum am început să mai îmi placă. Am fost la proctor și mă mai duc. Da. Da. Nu, da. În perioada în care stăteam cu frate meu și cu Mihai pe la Sălăjan și mai stăteam cu un prieten Cristi Neamțu, eram patru băieți, câteodată stăteam în pat, în același pat,
toți. Aoleu, asta e o ciudățenie. Nici cu taică-mi nu puteam să dorm. Noi am dormit așa de la țară. Adică noi oricum dormeam la țară împreună. Că bine, eram nu știu, cu verișorul meu, erau altceva. Păi da, așa eram noi. Păi na, ca la țară, da. Și la un moment dat știu că marțea era pe singurul canal porno, nu știu ce era atunci. Pe, așa, era, pe de-aia de ghi. Marțea era ceva cu homosexual și știu că când dădeam prin program, dădeam repede peste ca să... Să răți! Da, să... Că nu știi ce dracu, nu știi cum te... Dar n-ai fost niciodată curios, te uiți. Bă, da, am văzut și pot să spun că am și prieteni care sunt ghi și am stat avem, de vorbă. Normal, că suntem oameni normal la cap. Iar mai explicit decât a făcut o Teleșpan cu cartea lui cu cimitirul, n-a făcut-o nimeni. Iar am fost coleg de școală cu Teleșpan. Andy, fii atent, ce făceai la Revoluție? Am o poveste foarte tare de la Revoluție. Zi-mi. Pe care am și scris-o întâmplător, pentru că voiam să fac scurtmetraj, dar costă enorm. Tu știi pe Marius Toader? Ai auzit de Marius Toader? A fost producător. Ceva. A fost producător la niște emisiuni la Pro. A fost, cred că și la Vocea, sigur, dacă nu mai știu. A fost știu, da. Omul destul de bine. Uh-huh. Eu cu el am copilărit, noi eram prieteni în copilărie. Și la Revoluție, exact atunci, eram la mine... Și eu eram cu el, cu Marius, am plecat la actualul Cinema Pro, era Luceafăru pe vremea aia, așa în centru. În centru. Aha, da. Am intrat pe vremea lui Ceaușescu la film și am ieșit pe Revoluție. Adică după 2 ore și un pic alerga lumea pe străzi. Că noi din cinema auzeam scandalul și nebunia și dar nu știam ce. Și am ieșit și lumea alerga pe străzi. Ne-am speriat de ne-am dus direct la gura aia de metrou de la Muzeul de Istorie, am intrat, acasă. Și am luat-o, am rugat-o pe maică mea, că ei mei erau divorțați și era maică mea cu sormea și haideți la Revoluție. Și am venit la Revoluție toți 4. Asta era, cred că în 21, dacă nu mă înșel. Bă, și a început rafale, nebunii. Există filmare, mi-a trimis-o Toader, că el, primul lucrând de televiziune, a făcut rost de niște chestii. Și o filmare cu el care aleargă și apare în fața camerei așa și eu în spate, dar sunt într-o geacă, așa nu se vede, știi? Când se trăgea cu trasoare pe acolo, exact la CC. Și pe am luat-o pe Câmpineanu. Se trăgea cu trasoare? Băi, era tu și nebun, era acolo. Adică ai văzut trasoare? Băi, am văzut cum venea, pe lângă faptul că lumina peste tot, am văzut cum venea așa o rafală pe aici, pe jos, așa, și atunci ne-am băgat pe un tab, toți. Și când filmarea aia se vede cum ne ascundem de glanțe. Dar ai văzut glonț, ai văzut gaură făcută în perete? Dar acum urmează să zic. Și am plecat pe Câmpineanu. Da? Pe Câmpineanu, exact la capătul Câmpineanu, când se ieși în Bulevardul Mare. Un glonte deasupra capului lui Toader s-a înfipt așa, știi? Băi, am simțit că murim, ni s-au topit picioarele. Și atunci maica mea a zis, acasă, acum. Ne-a luat, am plecat. Ne-am dus acasă și până ne-am dus la bunica mea care stătea pe la Piața Progresul. Și n-avea televizor acolo. Da. Și eu cu Toader m-am dus să luăm televizorul și aici începe toată nebunia. Eu, scurtmetrajul meu, l-am scris așa, cu povestea plecată de acolo aici, știi, de la... Toată povestea de plecat. Și ne-am să luăm televizor. Diamant aveam noi în Pantelimon. Diamant. Da, exact. Da. Și să luăm și eu, eram cu pătura, cu diamant, eu cu Toader, căram televizor. 2 copii de 15 ani jumate, căram televizorul ăla. Bă, și ne oprea de fiecare dată, revoluționarii, ne opreau că să n-avem, nu suntem teroriști, se uitau. Ne dați făcut capul acolo, că l-am și lăsat de spus. O, dracu, hai că uitați-vă, luați de aici și uitați-vă. Și drumul ăsta până acolo. Băi, și a fost o imagine. Eu când am scris, până l-am sunat pe Toader. Și aici e o chestie foarte interesantă. Ce face mintea umană. Eu am uitat, mie mi-a ieșit ceva din cap foarte important, de altfel, când am scris. Și până l-am sunat pe Toader, i-am povestit tot ce am mai și am zis, băi, eu mai amintesc bine sau bat câmpii? Da, dar vezi că ai uitat un lucru. Și aici lucrurile urmează să-l povestesc. Acum eroii Revoluției, spunea la stația de metro. Da. Atunci îi spunea pieptănari. Am ieșit la eroi Revoluției. Și când am ieșit ne-am oprit în față. Băi, când mi-a zis Toader la telefon, ai uitat, bă, de noroiul ăla. Băi, și atunci, bă, m-a lovit toată amintirea. Azi de seama, eu îngropasem o amintire atât de importantă, de șoc, cred că. Apropo de șocuri, că nu credeam vreodată că șocul te... Auzeam, știi, că când ai un șoc din ăsta puternic, îl ascunzi cumva. Da, da. Dar eu forțe, cred că l-am ascuns. Pentru că știu că m-am speriat. Acum când mi-a zis el de noroi, mi-a revenit toată amintirea. Și am ieșit și era noroi că abia se construia cimitirul ăsta a eroilor Revoluției. Da. Și veneau ăștia și urlau femeile cu oameni, cu bărbați, cu copii morți, știi, de la Revoluție. Urlau, bă, și erau urlete, știi? Cum veneau cu ei morți? Păi veneau, îi aduceau la ei să-i îngroape. Că muriseră și tocmai se făcea acest cimitir. Se construia, atunci se săpa groapă și era plin de noi. Și era așa, convoi cu mame, cu
neveste cu, cu bărbați, sicrie. Cu sicrie, da. Care, pe care îi cărau așa și duceau la groapă, știi? Și unurile din ăla, continuu. Și știu că am rămas în gura metroului cu Toader și am înțepenit. Am înțepenit, că nu ne venea să credem ce vedem, știi? Și am zis la maica mea și a fost, am lăsat televizorul și m-am mers în comuna Pantelimon unde stătea, adică avea el casă, maica-sa acasă și acolo am mâncat pentru prima oară și sunt niște detalii importante, am mâncat cartofi prăjiți rași, că îi plăceau lui și făcea maica-sa rași, cartofi prăjiți și scotea așa ca pupița, știi? Uh-huh. Și atunci am mâncat prima oară la el și ne-am uitat la asta, la procesul lui Ceaușescu. Bă, și amândoi, că așa încheiam și scurtmetrajul și ne uitam unul la altul și zic, bă, nu e ok ce fac ăștia. Adică, știi, doi copii da. Care au trăit toată aia și la final își dau seama că de fapt nu e ok că se întâmplă așa, știi? De ce l-au omorât așa? De ce l-au omorât de Crăciun? Și nu, dar de ce? Adică mi se părea că nu vor să, nu voiau decât să-l omoare și se închidă gura instant. Adică asta, da. Și eram destul de puri încât să vedem păi minciuna, asta s-a știi? Și întâmplat, da, adică a fost executat da. Prea da, subit. Da, așa, pam, pam și gata. După Revoluția te-ai intoxicat cu Coca-Cola sau cu ceva? Da. Cu gumă turbo, ce da. Ai băut la greu? Nu, eu am lucrat într-un butic de noapte. Da? După... Asta 92, 93, 94. Păi exact când a venit prima oară Michael, că buticul era chiar lângă mamă, stadion. Cu Pepsi-ul la History, cu masca. Era Coca-Cola. Era Coca... Bine, erau și de-alea, erau și tecuri. Păi nu era Pepsi-ul, Michael Jackson nu era cu Pepsi. Știu, cu Pepsi. Dar eu nu, n-am, băut la, n-am fost la concert, eu am stat la butic. Am înțeles. Brei. Am înțeles, mă, da, gata. Ce-i? Și am stat la butic, eu de acolo am ascultat concertul. Concertul, da. N-aveam eu bani, ești nebun, ce dracu, eram vai de mama mea. Deci ai băut cola? Am băut, beam, deci așa e, hai să înțelegem. Beam cola, mâncam Mars și Snickers. Asta e, și eu la salariu aveam de dat bani. Da, bă, dar erai american. Deci era american. Da, dar bă, stai să au venit peste tine toate. Eu știu, eram mă, știu, copilul Pepsi. Eu și acum beau Pepsi, că mi-e place mai mult Pepsi decât cola. Pentru că am gustul ăla al copilăriei de pe vremea lui Nanicu. Da, 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 da. Adevărat, Pepsi mi-l aduc și eu la da, aminte. Cola a fost ăla. După, poate. Eram cola. Ceva mai... Da. Da, atunci, perioada aia, la butic, bă, frate, rădeam toată ciocolata. Dar n-aveai dozator, tec? Nu acolo, la butic. Nu, nu vindeam la butic. Mie îmi plăcea, de exemplu... Era de la, butic de bloc de ăsta. De la dozator de la Tech, ce îți plăcea cel mai mult? Care îți plăcea? Mi-mi plăcea kiwi. Nu-l suportam. Eu nici nu știam cum arată. Nu știam că e fruct. Știam doar că e ce kiwi și îmi plăcea. Gustul ăla mi se părea oribil. Dar care îți plăcea? Cola, carcaletele? Tot timpul mi-a plăcut cola, adică n-am ce. Dar carcalete făceai? Adică să pui, ziceai, puneți și... Nu, beam cola cu vin. Nu, mi-e plăcea la text. Eu când îi văd pe ăștia care nu recunosc, mă, mâncați așa, că băut cola cu vin, cu vin da, frate, am băut cola cu vin, da. Și-am băut. Ce, eram în liceu la seral, ce căcat era să beau? Că n-aveam bani oricum și luam un vin de 3 lei și puneam cola peste el să-l dăm, să fac prea bun gust. Bă, eu când am văzut prima oară cum se făcea kiwi-ul ăla la tec. A, bine, eu nu m-am uitat. Am nu văzut nu un știu, dozator de la în spate cunosc. Când punea era plicule, praf. Era un pliculeț de praf din da, care praf, făceau da. 20 de litri deci, ai, de kiwi deci. Tu ai și vândut, nu? Ai nu fost eu n-am vândut, dar am băut foarte mult. Nu, mai târziu când a avut tata cârciumă deja eu exista cola, numai cola de la asta. Și atunci mi-aduc aminte că înainte să intru la butica aia a fost o chestie cu ăștia, cu jandarmii de la concert de la Michael. Și m-am întâlnit cu un prieten și stăteam na, la un suc acolo și ăla era o curte de-astea, de-astea și asta a intrat jandarmul să-și ia o sticlă de tec, nu știu ce dracu și-a luat el acolo și-a dat să iasă. Pe partea aia erau colegi de-ai lui jandarm. Ăla, proprietarul, chisese ușa la poartă, la curte acolo. Da, cheia în ușă. Da. Și ăsta a venit, a tras de ușa și a fost că nu se deschide. Bă, 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 le-a aruncat la aia sticla. Și m-am dat să sară pe gard. Și a venit proprietarul și a dat cu așa. Știu că mi s-a părut aia să-ți bași picioarele. Deci așa sunt. Asta e genul. Deci 91-92 s-a întâmplat treaba. Da, aia atunci asta am făcut la butic. Și am intrat la seral. La mine s-a întâmplat ceva cu seralul. I-am făcut la liceu industrial numărul 14. Unde a făcut și domnul Mihai Mărgine, nu? Da. Cu care am copilărit și cu, eu cu frasul am fost în mi-a clasă. Zis că știa că filmăm podcastul ăsta și mi-a zis să te pup pe gură. Dar accept, accept, accept. Nu, nu aș vrea să te pun în situația asta. Eu, da, eu mă pun, eu mă pun, mă pun. Sunt așa, actor. Deci ai fost coleg la liceu industrial. Da, cu... Nu, eu cu frasul Covidiu COVID. Am fost dintre întâia până între a 10 am stat în aceeași bancă. Știi? A, am înțeles. Eram frați eu Covidiu. Da. Și mergeam dimineața, luam pe ăla de acasă, de la el, plecam la școală și așa.
Și între a 10-a, la noi nu s-a mai dat treapta a doua. Exact atunci, în 90, nu s-a mai dat treapta a doua. Nu s-a mai dat treapta, a fost primul an fără. Da, și când m-am dus la școală în toamnă, nu eram pe nicio listă. Nu mai eram deloc la liceu. Și mă trecuse ăștia la... Când m-am dus la secretarie, a zis, a, tu ești ăla care n-a venit la profesional, la examen. M-am înlemnit. Îmi schimbaseră fișa aia, știi, de înscriere. Și m-am căcat pe mine, am început să plâng. Eram terminat, am sunat-o pe maica, că eu voiam să fac teatru, de atunci aveam da. În cap. Și până la urmă, printr-un inspector, în sfârșit, a zis, bă, nu mai putem decât la seral, că erau ocupate locurile toate. Și m-am băgat la seral, că ori așteptam un an, ori intram la seral. Cu ce, ce, la seral, la ce? La liceu. Nu, dacă aveai vreo de-asta, vreo categorie? Nu, la seral intrai oricum, puteai să intri fără nicio categorie, ce categorie? Nu, să te, nu știu, tâmplar, electronist, nu, nu știu, bre, nu aveai ceva. Păi asta era, liceu în sine era de prelucător prin așchiere, știi? A, ok, deci asta zic, da, tâmplar. Da, dar nu are, ceva. Nu avea nicio legătură, nu, aia te duceai la zi, la... profesională. La profesional. La profesionale se făcea asta. Am înțeles. Seralul și la seralul era altceva. Gata, seralul era liceu. Da. Era, dar numai că era după amiază. Da, era după amiază, da. Profesionala te ducea pe categorie. Da. Nu e pe categorie. Și am intrat la seral și atunci m-am și angajat. Și m-am angajat prima oară la o brutărie de noapte. De noapte brutărie. Că de brutărie, sucuri. Nu, aici am vândut de noapte la butic și pe urmă ultimul unde acolo am și stat cel mai mult la o... tâmplărie slash era mobilă în astea, se întrepătrundea modulul, zicea. Păi de ce te plângi, mă? Nu poți zici că a fost greu. Bă, nu, eu acum retrospectiv nu mai regret nimic, dar atunci a fost o durere, îți dai seama. Toți colegii mei rămăseseră la zi, eram al nimănui. M-am pus în ultima bancă când am intrat în prima zi la seral, știi cum eram? Și am văzut oamenii ăia de vârsta mea de acum în bancă. Am zis, ce dracu caut eu aici? M-am căcat pe mine, adică am avut un moment dramatic. Știi că Mărgineanu îmi zicea la un moment dat, apropo de Mimi, că am zis Mimi tot timpul, de câte ori stăteam de vorbă sau făceam ceva. Zicea că seme cu mine. Da, îmi spunea Antuna, ba mă, ești leită, la mă, ești peste-ți fac. Și Mărgineanu îmi spune același lucru de multe ori și pe de altă parte are asta în care zice, bă, dacă ți se pare că ție ți-a fost greu, da, să te sau să ajungi aici, să mai stai de vorbă cu ăla să-ți povestească, da, că ăla era rupt în cur, era vai mama lui. Am avut o viață așa, buf. Dar nu-i regret nimic, adică îmi dau seama că e minunată asta pe care am avut-o. Foarte adică bine. Datorită acestui întâlniri, acestor întâlniri, aici mi-am întâlnit la tâmplărie cel mai mult prieten, care e fratele meu, viața mea, nu știu, unul dintre oamenii care m-au ajutat enorm. Cine e prietenul tău cel mai bun? Îl cheamă Dan Ionescu, care e tâmplar în Belgia acum, undeva. Da. Chiar acum, chiar azi a venit fisa și mi-a făcut o surpriză. Fisa având 21 de ani, pe care eu am nășit-o, evident, da. A venit la mine, la poartă și m-am, bă, ce cauți aici, știi, chiar azi. Și am stat cu ea și, dar el omul ăsta, când m-a angajat acolo, noi ne știam cât de cât din pandemie, că și era pe acolo, acoperise pe acolo, dar ne știam vag. Și aici ne-am împrietenit. Omul ăsta m-a luat prima oară la serviciu, când am ajuns acolo la prima montare, eu nu știam nici ce căca să fac, adică nu știam nimic. Da. Iar omul ăsta mi-a zis așa, de azi înainte, reguli mi-a dat așa strict, noi facem ce bucur jumătate, tot ce iau eu, iei și tu, nu există nimic altceva, chit că te duci tu singur, chit că mă duc eu singur la montaj, din momentul ăsta noi suntem frați. Băi, și atunci, prima zi în care eu nu știam nimic, îți jur. Deci... Da, e clar treaba că nici n-ai învățat foarte multe, că el a rămas tâmplar sau în zonă. Păi, am învățat niște chestii, actor. Am învățat că eu am stat vreo 2 ani acolo. Păi da, dar el, uite, acum... El face tâmplărie de... Asta zic, tu faci actorie. Da, asta, da, dar el m-a împins să fac actorie în continuare. Că eu am început să renunț când am început să câștig bani încet, încet. Știi cum se întâmplă? Stai un puțin, ce stai eu să-mi prind mâinile. Nu, da, a zis el, a zis, ce cauți mai aici? Unde e treaba ta? Du-te și fezi de treabă. Visul tău care era? Ai uitat? E genul ăla de om, știi? Mm-hmm. Și el m-a învățat responsabilitate, el m-a învățat chestii de astea, de principii. Dacă ar fi să scrii o carte despre viața ta, cum ar trebui să cheme carte? Sau ce titlu ar avea? Mamă, ce de viața ta de până acum. A, de până acum? De până acum, da. Dacă ai scrie o carte, cum s-ar chema aia? Ești bine. Ești bine? Și capitolul despre copilărie? Ar avea un subtitlu. Da, da, pe da. Pe capitole. Deci cartea se cheamă Ești bine, de Andy Vazduianu, povestea lui. Ai citit, mă, Ești bine? Bă, mișto cartea. Ce ți-a plăcut, cineva? Bă, capitolul despre copilărie. Care e ăla? L-aș pune așa cu unul roman. Da? Unul roman? Unul roman, atât. N-aș vrea să-i dau nimic. O titolă, tu nu. Pentru că mie mi se pare că copilăria e cea mai mișto, chiar dacă e grea sau nasoală. Pentru că tu ești atât de inocent și atât de...
cu ochii atât de larg deschiși încât nu ai rahaturi de astea, știi? Adică nu privești ca acum, ca matur, în care să judeci lucrurile. Cartea să fie scrisă acum, adică cum vezi lucrurile acum, uitându-te. Păi știu, dar și acum le văd la fel, adică atunci eu nu vedeam lucrurile greșite în viață, știi? Vedeam niște ciudățenii. Te bucurai de partea plină a paharului? Mă bucuram sau... de partea plină a paharului. De fiecare dată m-am bucurat de partea plină. De exemplu, Mimi, apropo că tot ziceai tu, da? Du-te dracu, că pentru tine toți oamenii sunt minunați. Tot timpul mi-aruncă această vorbă. Și zic, dar de ce n-ar fi? Adică chiar dacă sunt de căcat, sunt javre, toți sunt minunați. Dar e o premisă foarte bună pe care ar trebui să o aplice mult mai multă lume. Cred că așa am putea deveni oameni mai mult. Tu pe cât ești născut? Pe 23 iunie. 23. Eu sunt a doua zi de rac. Bine. Sunt acolo. Ești între. Sunt între, da. E o premisă foarte bună. Eu am învățat asta de la copii, cel puțin la Octav, că nu trebuie să judeci omul dinainte până să-l cunoști. Bine, asta nu trebuie să etichetezi. Da. Dar eu nu știu, eu tot timpul m-am gândit că de asta e și de la taică-mea, că taică-mea m-a împins în a vedea lucrurile așa, mai spre bine, știi? Adică, bă, adică ce te face pe tine să crezi că totul e greu? Când de fapt, uite, de exemplu, ieri, acum îți dau un exemplu, ieri ai mei, am mers cu ei la cinema cu copiii și am trebuit să pun filmul, că e mai mare, cu filmul, să se ducă la toaletă înainte să înceapă filmul. Și eu eram cu nevastă mea în sală și așteptam. Și s-au blocat în baie. Acolo, știi, cu zăvorul ăla de rahat. Da. Și m-am prins că ceva, și am zis, băi, mă duc să văd ce fac ăștia. Și m-am dus și urlau, nene, când am ieșit pe hol acolo de la sală. Urlau în vece. Urlau, noi am învățat, bă, dacă se întâmplă ceva, urlați, pana mea. Și plângea fiimea ca nebuna, că nu știa. Și de-aia am intrat în aia, că nu era nici nimeni la toaletă, doar ei doi săraci. Fiimeu, când am ajuns în fața oșii, el, clar că el s-a gândit și înainte dacă a făcut imediat când am ajuns în fața oșii, s-a băgat pe unde de sub și a ieșit, știi? Avea la scăpat. Da, da, ăla era gata. Și s-a liniștit că și el a speriat, că se speriase sorsa. Și am pus-o să dea de mai două, până la s-a deschis aia. Dar se speriase atât de tare, se panicase. Și tocmai asta i-am spus, bă, tati, iau așa, dacă te panichezi, clar te blochezi, nu mai ai ce să faci. Ce se putea întâmpla? Ce se putea întâmpla? Adică nu venea cineva, cineva, oricum nu eram tâmpit să noi să mâncăm floricele, să ne uităm la film și să zicem, lasă bre, că nu, vin ei, știi? Nu e. Dar asta e, nu cred că m-am bucurat de viața așa. Și de la taică tu a plecat asta? De la taică-mea. Bine, și cel mai optimist om de pe pământul ăsta e maică-mea. Taică-mea încă mai are niște chestii, dar maică-mea e, da, e bolnavă, de pe părerea mea, prea optimistă. Deci sunt optimiști amândoi. Da, dar taică-mea are o putere de analiză, știi? Adică el e mai analitic, de ce să mint. De la el am învățat, dar... El mi-a zis că poți să te arunci cu toate, că el e un fricos. Adică el are limite, știi? Eu am căpătat mai mult curaj. De la sfaturile lui m-am dus mai mult, știi? Și au trăit despărțiți? Adică noi până la 12 ani aveam eu când s-au despărțit ei, știi? Uh-huh. Și după aia nu se înțelegeau, nu era în regulă deloc acolo. Și noi am avut de tras, adică și eu și sora mea pe tine. Da. Și după? După mie mi-a luat... cam vreo 2-3 ani să mă apropii ca lumea de el. Și m-am devenit foarte apropiat. Inițial ți-a părut că el e de vină? Da, total. Clar, da. Și pentru că sor. Erai mai atașat de maică ta. Da, pentru că femeia e mai slabă, știi, și fizic, da. Și psihic. Și el era, câteodată era și brutal, știi? Uh-huh, uh-huh. Și era, adică când ești copil, evident că reacționezi la asta, nu? Pleacă de aici. Da, da, da. Dar pe urmă, parcurs, mi-am dat seama că într-o relație doi sunt vinovați. Dar în afară de maică ta și de taică tu, acum vreau să te întreb, chiar așa mi-am notat întrebarea, de cine ți-e cel mai dor din morții mătii tăi? Așa scris. Foarte bună, foarte bună. E o doamnă. De morții. Dar e foarte bună întrebare. Vreau să întreb de cine ți-e mai dor de morții mătii. Din morții, te-am pus în paranteză mătii, dar de fapt, dintre morții tăi, din neam, e bună, ți-e dor de frunul. E chiar din morții mamii. Păi mă gândesc, dacă poate să fie de la taică sau de la maică. Cine? Persoane care mie mi-au fost foarte apropiate. Bunica mea, mama, maică-mii care m-a crescut, a făcut orice să ne protejeze și pe mine și pe sora mea de tot scandalul lor, știi? Și ea era omul îl mai apropiat nou. Și mai o mătușă maică-mii, care e de asta boieroaică veche, știi? Din aia genul ăla de boieroaică care citea, care fuma, e genul ăla foarte frumoasă. Și mă chema la ea, știi, și mă duceam la ea și mi-a dădea cărți să citesc, cu ea fumam, adică aveam de-alea, știi?
Și femeia aia pentru mine eram îndrăgostit, lulea eram după ea. Și n-ați mers mai departe? Nu. Nu. Am văzut era foarte de filme care era începe. Dar era știu exact ca la acum am văzut de curând film. Anne Bancroft, sau cum o cheamă pe actriță, cred că așa, fosta soția lui Mel Brooks care a murit. De a jucat ea și în absolventul Anne Bancroft. Cred că pronunț bine, s-ar putea să greșesc. Ea era, dar se numește filmul, e cu Ethan Hawke și cu Gwyneth Paltrow, dacă nu. Eu nu mai știu, am văzut acum de curând, am în minte secvența în știi care despre ce film tânărul de merge la ei în casa aia mare. Ăla e, da. Și bătrâna îl învață pe el. Exact, exact. Exact genul ăla de așa simțeam eu relația cu Camelia, o chemam. Și care era o femeie senzațională. Și după aia ne-am întâlnit pe ani de zile, deja eram student la actorie, da. La o mormântare în familie, cum ne întâlnim de obicei. Și ea avea o fată pe care o fiase și s-a uitat la mine, ce mai faci, mă, Andy? Nu mai sunt de mulți ani. Și a zis, bine, și ce facem? Păi sunt student la teatru, actorie. Și aia fisa Asări, care era așa mai... A zis, aoleo, o să fii un sărac și vai de capul tău și nu știu cum, acea percepție a oamenilor. Da, da, da. Și Camelia zis, taci. Ăsta își vede visul. Și felul ăla în care m-a privit și aia a fost... Da, bă, ea m-a înțeles, femeia asta m-a înțeles tot timpul, știi? Deci ai doi da. Morți, am punctat-o, da, ca să zic așa. Doi oameni care au, dar eu cu bunica mea, cu tatăl, taică meu, care a fost regizor, n-am avut o relație foarte... Unde a fost regizor? La Notaram. Da, a făcut mult secundariat, dar a făcut și vreo câteva spectacole, le-a montat el. Uh-huh. Că datorită lui am dat de teatru, că el ne dădea bilete, îi dădea altă, și taică-mea a dat la teatru de vreme, de pe la vreo 6 ani. De aici mi s-a pus mie patru. După la 11 cred că ai devenit mai... La 11 am început să devin clar. Dar la 6 ani am fost prima la teatru și am avut 6, cred, poate chiar mai mic, dar am fost la un teatru de ăsta, la Ion Creangă. Nota 0 la purtare, știu, ți minte și acum piesa. Ion Creangă acum nu e teatru unde nu se joacă oameni? Ba, se mai joacă și oameni. Dar nu e pentru copii? Se joacă, păi da, e și pentru copii. Știu că e Ionuț, e numai pentru copii, în esență. E Cove, cred că e director. Acum da, Coveștean. Cove e, da. Da. Am zis că mă duc și eu să văd spectacolul Ciocea, colegul meu, asta cu văcuțele spațiale. Da? Da, e fain. Mi-a povestit așa ce se întâmplă. Uite, de exemplu, am văzut un spectacol, cred că era al lui Ion Creangă, făcut de Frunză. Da. Ăsta, Tinerțe fără bătrânețe și Viața fără de moarte. Bă, tu știi de frumos a fost? Am fost copii, e adevărat, dar m-a impresionat pe mine. Era foarte bine făcut de Frunză spectacolul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult. Am auzit de el. Dar nu știu dacă la Creangă, s-ar putea să mă înșel, dar eu cred că la Creangă a fost, adică în cadrul teatrului. Ei acum săraci nu prea mai au sală, nu știu pe unde joacă, pentru că sala aia de la Amzei, că acolo da. Aveau sala, a tot fost renovată și răză renovată. Cum până când, până la urmă, dă o dracu, că e mai bine. Exact, și asta nu mai înțeleg nimic din ea. Fian, ai scris în oracol la 11 ani și ai zis că vrei să te faci actor. Da. Să zicem că am un oracol. Ai completat oracole. Da, de normal. Tu ai completat? Apropo, ai da, prins? Cum să nu? Fii atent, hai să îl facem pe ăsta al meu. Un cuvânt de început, adică viața este ca o cea să trec la un cuvântul de început. La oracol? Da, e oracolul unde meu. Unde dracu să știu? Că nu, n-am ținut, eu a ținut sormea. Nu mă, nu al tău. Eu ți-l dau pe al meu și tu scrii în el. Așa, și ce? Care e întrebarea? Un cuvânt de început. Andy, un cuvânt de început. Ah. Scriam hello cu doi de L, nu, cu era trei la de L. Colț, știi că le limpeai colțul și ăla desfă colțul ca acolo da, să da, vezi. Scrie, da, păi... Nu știu ce. Și tu n-aveai nimic de cuvânt al tău. De început. Bună. 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 Bună, Mihai. Cam câți prieteni ai și care sunt ei? Am mulți prieteni. Am mulți prieteni. Da. Și îți pare rău? Să-l agiți pe ăla. Prima dragoste, la câți ani și cine? 14 ani, cred că. 15 ani, 14 ani jumate, 15 ani. Cine? După Revoluție? Nu, înainte. Înainte un pic. Camelia? Până în Revoluție. Nu, Angela o chema. Am crezut că doamna. Dar era o dragoste neîmpărtășită. Acum, ținând cont că îți plăcea de Camelia. Păi, eram îndrăgostit de Angela. De Angela cum ar fi? Păi, nu am și fost. Și cum îți mai povestești de Mirabela Dauer și gata, s-a păi încheiat ce, emisiunea. Păi, n-ai avut nicio relație nici cu Angela, nici cu nu, Mirabela? Nu, cu Angela, Angela am sărutat-o odată, dar ea nu mă plăcea pe mine, a plăcea pe altcineva. Nu, nu, cred cu că Angela Similea n-ai avut niciodată nicio relație? Cu Angela Similea nu m-am întâlnit niciodată. Nu, mă... Așa, dacă ai avut vreo perioadă. Nu, nu era genul, nu-mi plăcea. Nu? Nu, mie Corina Chiriac mi-a plăcut tot timpul. Și Corina.
mamă, Corina Chiriac, ba, era genul ăla de femeie la care te gândeai și altfel, dar mi se părea și foarte mișto, mi-a plăcea și cum cântă, mi se părea că era... Era bine, a fost ok, era mai pe gustul până meu. Să apară Emanuel, da. Și asta. Filme de acțiune sau comedii? Că aici trebuia să treci și în oracol. Nu, trebuia să treci. Știu, dar îmi plac amândouă acum. Acum, cu mintea de acum. Dar să zic cu mintea de atunci? Nu. Comedii? Acum, acum, nu, acum, acum. Acum îmi plac și. Cu ce vedete te-ai combina? Dacă ai fi liber. Dacă aș fi liber, da. Vedete. În zilele noastre. De la noi? Da. De la noi, din afară? Ce contează? Mă, ia acum stau să mă gândesc la vedete de la noi. Uite-ți seama că dacă nu mă la televizor, nu mai știu nici prea multe. Dar nu zice de la noi, zici din afară. Din afară eu am clar. Și de știe cine? Și nevastă mea, Emily Blunt. Adică sunt terminat după femeia. Da? Mamă, mor după femeia, îmi place de mor. Emily Blunt. Da. Când te-ai sărutat prima dată? Băi, eram foarte puști, sora mea era mai mare ca mine și m-a învățat fetele, evident, de la colegele ei, o colegă, o chema Vali. Și a venit și era mai mică de sator și m-a urcat pe fotoliu. Și m-a învățat cum să sărut. Aia a fost prima oară. Te-a ajutat, Vali. Da, era de față cu sora mea. Sora mea râdea toată. Era, dar asta m-a învățat ca lumea. Tu aveai grijă să-ți iasă, să da, fii prins acolo. Da, terminat. Descrie-te în trei cuvinte. Prost. Da. Bou. Incapabil. Nu, bă, am o frică de... Aveam, acum s-a estompat... dintr-o timiditate, știi, și de fapt dintr-o lipsă de cultură, știi? Eram înainte să o cunosc pe Sandamonu, cred că citisem eu împreună cu un alt coleg, cu Richard Bovnoschi, dacă eu știu, unde foști sportivi, citisem împreună o carte, cred că, știi? Atât de incult eram avioane. Partea bună era că vorbeam destul de corect limba română și am mai pus o întrebare în anul întâi, am întrebat ce înseamnă empatie, că habar n-aveam ce înseamnă cuvântul empatie, știi? Tu care crezi despre toți oamenii că sunt buni. Da, dar nu știam ce înseamnă cuvântul, pentru că l-a enunțat Sanda la curs și eu habar n-aveam. Deci fii atent, trei cuvinte. Deci cam varză eram. Dar, trei cuvinte. Empatic acum. Da. Cum se numește, mă? Toate influențabil. Influențabil. Da. Adică încă mă mai... Da. Așa. Și loial. Loial. Da. Ce faci? Pe cine ai sunat? Toma. Cuzin? Da. Bună seara. Salut. În primul rând te servesc în seara asta cu ce ți-am promis. În al doilea rând... Și îți rămân recunoscător. În al doilea rând sunt în timpul podcastului și te-am sunat live. Sunt cu Andy Vazduianu aici, cum am fost și cu tine. Face fratele meu, fii atent, profesor. Vreau să-mi zici, să-l descrii pe Andy Vazduianu în trei cuvinte, scurt, Toma. Scurt? Da, el a zis empatic, influențabil și loial. Este exact cum s-a descris. Ba mai mult, enervant de dreptate ce are, ca să zic așa. De ce? Da, pentru că atunci când îi vorbește un om, îi vorbește doar pentru că are capacitatea să-l vadă și să-l cunoască. Ce frumos ai zis de... Așa a făcut și cu tine? Pe mine m-a cunoscut înainte să mă știe, ca să zic așa. De-aia mi-a dat puțin din timpul lui și puțin din timpul ăla sunt eu astăzi. Nu faci ca ce-o cu tău. Băi, trebuie să vă iau o cameră la amândoi. Ți-am zis. Să povestească cum beam cafeaua pe sus, pe la TNB. Unde este TNB? Unde aveai? Da, acolo, lângă TNB. În mansardă, acolo. Sus, bă, tată, mă duce pe bloc. Da. Da, te salut. Bine, vă mulțumim. Și seară bună. Pa, Toma, pa. Tu ești cu soția ta și spui că sunteți la second hand, cum ar veni, adică în căsătoria asta. Da, da, chiar așa și zicem. Ce faceți să țineți focul aprins? Adică cum e... Băi, eu până la Laura, până la nevastă mea, eu nu eram băgat în relații real, niciodată. Adică tot timpul am zis despre mine că nu o să fiu niciodată căsătorit. Da. Singura chestie care mă trăgea era că îmi doream copii. Dar iară, nu știam dacă o să fiu bun tată. Nu știu dacă și tu ai știut. Nu, niciodată. Ziceam așa, dar era o imagine pe care o proiecteasem noi. Știi dacă ești bun acum sau ești rău? Nu, acum cred că sunt ok. Știi? Timpul ne va demonstra. Da, vorba ta și asta e adevărat. Foarte, foarte adevărat ce zici, da.
Dar ce faceți ca să menții... Asta încercați să... E greu oricum asta, că îmi zici că tu dormi cu fieta, Laura doarme cu fiul tău și... Băi, plecăm mult împreună, mai plecăm noi așa... Mai numai fugim. Voi doi. Da, numai voi doi. Noi, voi doi. Numai voi da. Doi, da. Numai noi doi. Da, numai noi doi plecăm. Asta ne-am luat-o de mult, de mult ne-am zis. Nu plecăm atât despre cât ne-am dorit. Da. Și e mișto că ne place foarte mult împreună. Mie asta e. Și azi, după 10 ani de când suntem ce împreună... Ce faci? Deci cu ea la Budapesta, ce faci pe străzile? Băi, facem orice. De la cumpărături, de la discuții, de la stat, stăm ore de vorbă că stăm împreună. Și după atâta vreme? Da. Ador să stau de vorbă cu nevastă mea. Da? Și nu numai că ador, dar e singura femeie căruia i-am spus foarte multe lucruri despre mine. Băi, e ca la psiholog deja. Da, adică... dar e o chestie foarte... Adică mie mi-a fost mult timp rușine să răspund femeilor care eram niște chestii despre mine, știi? Am înțeles. Dar ei le-am spus, cinstit. Foarte frumos și asta v-a legat. Enorm, asta cred că mie e. Mie să nu zici nimic aici. Despre tine? Despre tine, cu asta, ce probleme ai avut tu, că îți dai seama că ai avut probleme. Dacă ai zis ei și ai avut curaj să-i zici acum... Măi, am zis din asta, de băieți. Da. Știi cum e când tu ai un prieten foarte bun, nu? Da. Cu ăla vorbești multe lucruri. Da. Și eu când eram înainte să o cunosc pe la urmă, tot ziceam lui Dan, prietenul meu cel mai bun, ziceam: "Frate, mi-ar plăcea să am o nevastă ca tine, să-mi babcele. Crezi, să-i spun adevărul, mă, măcar." Da. La care să ai bățițe și... Da, și care să fie nevastă mea și să am curajul să fac asta. Știi că ai avut noroc din a doua. Am avut super noroc, da, din a doua, e adevărat. Dar nu, la prima, nu, și cu prima cred că aș fi avut capacitatea să ajung acolo, numai că nu eram pregătit eu. Da, ceva. Trebuie să aibă ce nu suporți la ea. Are multe pe care nu le suport, da? Cum și eu cred că am multe. Ce poți să ne zici, mizându-ne, adică să mizăm pe faptul că nu se uite la podcastul ăsta, ce poți să zici că urăști la ea cel mai tare? Băi, mă enervează foarte tare când... Transpire. E... Nu, nu, nu transpir, nu știu, rar. Zi, da, grupi. Eu transpir, ea nu transpir. Ar fi fost curmea să transpire ea și tu nu. Îi se pune pata mare, e bolnavă cu curățenia. Da. Mamă, și când o apucă de astea, când eu știu, e dezordine sau nebunie, mamă, începe și intră în toți trei de acolo din casă, și mine și voi copii. Cu tot. Mamă, și mă scoate din minte atunci. De ce? Eu... Ți-ți place și mai așa puțin, lirăbit? Ca toți bărbații, că suntem proști, că nu ne gândim la toate astea. La noi e invers, eu urăsc asta, adică mie îmi place să fie toate pe ordine. Da, și vezi, bă, dacă ne pui ca în desenea, suntem toți trei cățeluși, adică și eu și copiii stăm și tăcem. Nu mai e nimic. Da, dar atunci mă enervează foarte tare. Păi mă enervează foarte tare. Eu nu mai suport, mă, jucările, plușurile și astea. Care ți se pare că este jucăria inventată de satana? Plușul, cred că am luat plușuri. Dar care? Îți spune jucăria inventată... Lego? Nu, Lego era. Acum nu mai e. Nu mai e. De ce? Păi a apărut Bakugan. Am uitat de Bakugan, da. Ai inventat de satana. Aia de o arunci și se desface. Nu, aia de o arunci, o aruncă copilul, ea rămâne în covor, pentru că ai covorul mare, și tu noaptea când te piși la 3 dimineață, calci cu călcâiul în Bakugan. Cred că am călcat de 3 ori de când i-am pe copii în jucăriile lor. În ce? Și n-ai călcat nicio piesă am Lego? Am călcat în Lego. Și cum e? Nu. E ok Lego, că e plastic, dar Bakuganul are fier. Nu, dar piciorul meu tot a durut, dar nu e. A durut, da. Da, nu, și am călcat pe cât pățitoare de alea și noaptea când veneam, asta era o nașpa, că de alea. Dar bagaj în mașină când plecai, nu începeau la un moment dat în bagaj să cânte ceva? Aveam două rucsace de jucării. Da, ba, și da, da, cântau da, la un moment dat, cântă. Nu știu dacă cânta, dar cântă de multe ori noaptea, mă trezesc când mai stau România pe jos, când dorm toți, mamă, și eu îți audă... Da, ceva se întâmplă. Ce dar aia cu ei? Și pune eu jucăria lui Fimi, eu știu, un da, elicopter. Da, fii, mi-aduc aminte la un moment dat, deasupra mea stătea Stergiu Stoiadin cu Magda și aveau și au doi copii și eram la el acasă și la un moment dat, el stătea deasupra mea. Aha. Eu stăteam în apartamentul la parter, la etajul 1. Și la când stăteam cu el de vorbă, au început să miște mașinuțele prin casă. Au. Bă, n-au început să miște mașinuțele lor prin casă. Și erai jos. Eu eram cu el la bucătărie și se vedeau... Nu, eu eram la el acasă, la bucătărie, cu ușa deschisă și living-ul. Și am început să vedem mașinile cum se mișcă. Dar era o mișcare browniană și se duceau în perete, în alea, nu știu ce. Și am zis, bă, cheamă un preot, mâncați. Și copiii nu erau? Nu, copiii nu erau acolo. Și am zis, Sergiule, cheamă un preot. Dar ce era? Fă ceva, dă o pomană, că eu știu, crescut la Craiova, zic că crea treaba, ceva bântuia la dracu, dar toate mașinuțele alea se miște în același timp. Și ce era? Se juca fiul meu cu mașina jos
cu telecomanda lui, de-aia fiind telecomanda universală, le mișcam pe toate. Știu că s-a întâmplat și la noi acasă chestia de asta, da, gata, mi-am amintit. Dar mi-am dat seama după coborând și găsindu-l pe Octav, jucându-se cu aia și era la modul, bă, da, ce dracu faceți, dar foarte tare. Dar am avut, a primit fiecare la un moment dat, Maria, o păpușă care spunea tatăl nostru într-o română chinezească foarte ciudată. De unde dracu ai luat păpușe? Au avea la un moment dat și exarhul când era la clandestinul la radio. De la Europa? De acolo? Nu, avea la radio. Da, cred că de undeva. Era ceață nostru, chenini, ești în ceruri. Bă, deci era ceva... Cinceasca și e numele tău. Bă, era foarte ciudat. Era cea chiși la față așa? Nu, nu, era păpușinul ăla. Dar dacă o apăsai pe buric, spunea tatăl nostru, era ceva... Chetil nostru, chenini, ești în ceruri. Era... Care este frecvența dragostei făcută împreună la începuturi? Bă, nu mă luau cu de asta, că știi. Păi nu, e care e frecvența? Păi nu, diferă de la cuplu la cuplu. Băi, sunt momente în care cât o lună la un moment dat ne mai întâlnim. Da. Și până o lună în care suntem peste tot. Da, a crescut frecvența dragostei de sine? Aia se dezvoltă. Ce e o parte a animalului. Bă, care dar dezvolt. Ai să râzi o chestie. Știi, te-ai că mi-a zis o chestie. L-am întrebat eu pe taimul. El are 70 de ani acum. E destul de tânăr. Îți trăiască, pentru... da. Na, are o fată de 51 și pe mine de 48. Na. Dar ne-au făcut de vreme. Și l-am întrebat, băi, cum e la 70 de ani? Mai merge? Da, mai da, ce faci? Și zis, bă, știi care e șmecheria? Este că începi să uiți. Și stai un pic, adică ce, nu se mai scoală? Cum e? Că nu cum înțeleg. Cum uiți, da. Și nu mai e nevoie. Adică nu mai, mintea nu mai are nevoie. Evident că pot, dar nu mai am nevoie. Asta dacă se tesc, asta să uiți că ți se scoală ar fi. Nu, dar să uiți, nu, ci că te îndepărtezi de plăceri. Asta e interesant. Nu mai te duci în zona. Da, nu te mai alte, ai alte interese, știi? Și obosești la 70 eu de ani. Eu cred că asta e, mă, frate. Și inima. Știi cum spunea, mi-a dat o indicație un regizor foarte tare, mi-a plăcut atât tare indicația și mi-am dat seama atunci că noi tineri, știi, când ne urcam în tramvai, că nu ne marcăm niciun în tramvai, dar când ne urcam în tramvai, știi, te urci așa. Dar când e în vârstă, ăla toată energia și o pune în pumn. Și indicația lui a zis, bă, puneți energia doar în pumn. Nu am jucat tot pe aici, știi? Și șping. Da, atât. Nu, pe strângerea aia de țeavă, aia e tot. Nu un pumn în asta, nu? Zic în... Da, mă, am înțeles, te ții de bară. Gata, am înțeles, te ții de bară. Iar, bară cu bară. Zici o chestie, am găsit-o despre tine pe umană și zici așa. Mi-am dat seama, ai zis tu, că nu putem controla timpul. Stai un pic, că nici nu știu de unde e asta, poate luată din context. Ideea în felul următor, că asta tu ai zis-o, deci mi-am dat seama că nu putem controla timpul. Dar iară, nu știu în ce context am spus-o, că așa scoasă din context pare ridicolă. Păi nu că e. E ridicolă, dar tu ești convins că a fost cu parte dintr-un context. Dacă ar rămâne doar asta după tine. Da, își zice, bă, cât de cretin e băiatul ăsta, știi? Ce dracu ai zis, mă, vas, dar nu, e clar că e ruptă dintr-un context. Nu știu. Eu, de exemplu, nu cred că există timp, în esență. Dacă, teoria relativității. Dar nu cred. Cred că asta e o chestie inventată de noi ca să putem să mergem la școală, la serviciu, nu mai aduce la aminte. Dar nu mai ții minte în ce context am dat-o. Dar putem să facem un exercițiu pentru că am scos... Hai să presupunem că am zis-o eu, da? Eu am plecat de la treaba asta. Da. Și am scos câteva citate. Hai că asta și nu vreau să spun finalul lor. Zi. Ale mele? Nu. Sunt niște citate... All over the world, din toate timpurile, are unor oameni care au rămas celebre și nu spun finalul să văd ce-ți vine în cap. De exemplu, în viață sunt două cuvinte care deschid multe uși. Bună ziua. Nu. Trage și împinge. Ah, corect. Bărbații și femeile sunt de acord într-un singur punct. Nici unii și nici alții... A, deci aici te oprești. Sunt de acord într-un singur punct. Nici unii, deci bărbații și femeile sunt de acord într-un singur punct. Nici unii și nici alții. Nu știu. Zic eu. Da, zi. Nu suportă femeile. Au. Bine. Unii produc fericire oriunde se duc, iar alții produc pâine, nu știu. Cum ar fi să fie asta? E clar, mă, că pe citate ai fi lux. Deci, e așa, unii produc fericire oriunde se duc, iar alții oricând se duc.
Mamă. Adică a scăpat de el. Asta m-a pierdut. Da, mă, așa e. Așa. La fiecare petrecere sunt două categorii de oameni. Cei ce vor să plece acasă și cei ce vor să mai rămână la petrecere. Problema este că de obicei sunt chemați acasă de către femei. Nu, problema este că de obicei sunt căsătoriți unii cu ceilalți. Deci seamănă, eram aproape. Alcoolul mă omoară încet, dar nu contează, căci oricum mor. Nu, căci nu mă grăbesc. Asta cred că am și citit-o pe asta pe undeva. Și fie că ăsta s-ar putea să-ți placă, că o să te intereseze. Căsătoria este triumful imaginației asupra inteligenței. A doua căsătorie este triumful prostiei. Seamănă, e triumful speranței asupra experienței. Adică Pian, am văzut că te jucai ceva pe anul ăsta sau anul trecut, o aplicație pe Instagram. Era o aplicație în care băgasei ceva și vedeai data morții sau ceva de genul ăsta. Da. Nu? Da, nu mai știu cum se chema. Da, nu știu nicio, da. Și îți dăduse că mori în 2021. Da, exact anul în care eram acolo. Și pe am și zis, am murit, sunt liber, să trăiți. Deci nu e reală. Fian, dacă ai afla care este ultima ta zi din viață, ce ai face atunci? Adică ce lucru ai face? Băi, în timp m-aș panica. Da. Pentru că eu cred că... Adică iau pe pași ăștia, da. O iau pe pași ăștia. M-aș panica, aș fi amețit vreo câteva zile. Știi, mi-a povestit nevastă mea la un moment dat că a fost la un prag de genul ăsta, a avut un prag de genul ăsta și, într-adevăr, psihologic te sperii. Sperii un pic, adică ești, nu știi cum să o iei. Dacă ar fi scurtă durată, dacă cineva ți-a zice că mori poi mâine, ce ai face mâine? Cred că aș sta numai cu ai mei. Da? Asta aș face. Adică cred că i-aș sufoca pur și simplu. Crezi? Da, adică aș fi genul ăla. Am nevoie să iau cu mine, adică ia să fac un exercițiu cu unii dintre invitații mei și îi provoc e chiar o provocare reală, da, care o să rămână pentru că podcastul ăsta e pe internet, o să fie toată viața, tot timpul. Hai de capul, nu? Te provoc și pe tine, dacă vrei să accesi provocarea, e foarte simplă, ce ai vrea tu să fac eu la mormântarea ta? Și ce am văzut-o. Și ce ai vrea tu să fac eu la mormântarea ta? Oricum, în mormântarea mea, la ce am vorbit cu toți până acum, o să fie un spectacol grandios, adică va ține ceva. Am înțeles. Am văzut multe de astea, am văzut câteva. Dacă va fi filmată, cred că va fi ceva succes. Dar tu te ții de promisiune? Da, bineînțeles. Vezi că e mulți. Asta e. Da, evident, dacă tu nu mori înaintea celorlalți. Păi asta spun, eu îmi doresc să-mi onorez toate... Eu doresc toate promisiunile. Așa pot să mă bucur de succesul filmului. Absolut, da, corect. Altfel, dacă nu e așa, tu știi, ar fi mișto înainte să onorezi, să pui pe YouTube, pe Da Bravo, știi, să pui, să-i dai drumul înainte. Bă, da, uite, asta am promis omului și pun să arăți imaginea de la treabă. Păi așa, eu sper că totuși vede. Dar să zicem că noi suntem apropiați de vârstă. Da. Suntem cu 4 în față. Nu suntem niciunul cu 5. Tu ești 42. Da. 80, da. Ideea e în felul următor. Ce ai vrea tu să fac eu la mormântarea ta când e lumea adunată acolo? Tu cum ești? Ești de la de vrei să fii ars, îngropat? Eu aici inițial aveam o treabă și nevastă mi-a zis o chestie mult mai inteligentă. Mm. A zis că nu e treaba noastră. Nu noi trebuie să vrem într-un fel. Mm-hmm. Copiii trebuie să vrem. Da, ei decid. Păi ei decid pentru că ei vor avea nevoie de amintirea noastră. Ok, știi? Bine, atunci să facem... Bă, să ne imaginăm așa. Suntem într-un loc în care ești expus, da, sicriul la capelă, lume multă, familia în primele rânduri. Băi, aș vrea. Sunt speech-uri, fiecare cecte ceva despre tine frumos. Nu cred că o să se întâmple, că numai în România nu prea se întâmplă chestia asta. Ba da, se poate și la noi. Poate să vină copiii să vorbească ceva frumos de tine. Astea sunt filmele americane, că în realitate nu se întâmplă asta. Ba da, mă, se întâmplă și la noi. Am început să se întâmple. Unde, dracu? Când am fost la nicio mormântare așa? Vrei să-ți povestesc un episod de la o mormântare de la Dumnezeu să ierte, Oana Joachim? Era, bă, frate, era o mină din aia, toată lumea, știe, și Gigi Ifrim, da, a întârziat la mormântare. Noi toți prieteni de, na, și cu Oana și așa, care mă, soția lui Radu Săvescu, Răzvan Săvescu. Răzvan Săvescu, da. Și, băi, a venit Gigi în capelă, nu știu ce, toată lumea era, băi, și s-a împiedicat tocmai de sicriu și era să cadă peste sicriu să, băi, ne-a rupt, s-a rupt tot, din momentul ăla s-a rupt toată morga aia, am râs de ne-am spart.
Și până am dat seama că, bă, poate Oana a vrut asta, știi? Da, da, da. Să mi ți-l împiedice pe ăsta. Da, bă, Gigi, da, da. Că numai el putea să împiedice. Da, 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 numai Gigi putea să împiedice. Zi, mă, ce, hai să facem. Eu spun eu ce aș vrea să faci, da, cu la mormântarea, da, mea? Hai, spun. Deci... Dar eu nu cred în asta. Poate atunci or să fie speech-uri la vremea aia. Adică peste vreo 50 de ani când o să mori. Da, mă, băi, oricum, pentru mormântările astea stabilite, o să fie cu speech-uri. Dacă nu o să fie cu speech-uri, fie atât. O să fie singurul care să ții speech. Da, la mormântarea mea vreau așa, să fie copiii, familia care mai rămâne, normal, în viață și acolo, cum sunt adunați pe rânduri, nu știu în care o să fie momentul tău, că trebuie să te bag între ăștelalți. Am și un lăutar, am mai multe. Eu pun pariu, cred că la tine o să fie ca la regina Elisabeta, o să țină mult. Băi, la tine a plecat de la o dorință pe care o am de când ne știm. Noi niciodată n-am apucat să ne facem praștie la un pahar de vin. Da, chiar nu. Și dorindu-mi foarte mult treaba asta, am gândit că dacă lucrurile merg în direcția asta, așa cum am mers până acum, mi-aș dori ca la mormântarea mea să apar cu o tonetă de aia de popcorn, de, da, care chiar să arate a popcorn, așa, de vânzător de suc. Da. Și să le zici la primele rânduri, să le zici, îmi cer scuze că întrerup, e foarte mișto ce se întâmplă aici, că se vorbește frumos, da, de omul ăsta, dar am o promisiune, e pe internet, dacă, da, nu o respect... Trebuie să vă dau popcorn. Nu. Și să scoți din aia de popcorn pahare de astea de vin cu picior și să pui la toți vin la primele două rânduri, da, și după aia să le faci spritz cu sifonul de la distanță. Aaaa. Și să legi că trebuie să stai cu paharul să prindă spritzul. Să prindă. Și să faci, da, treaba asta pe primele două rânduri. Atât. Da, da. Și dacă se cerești din spate, legi, nu, doar ăștia, priority-ul. Da. Adică, atât, VIP-ul. Bă, da, exact asta să faci. Eu să scriu în spate, lipit, și să le torn de aici, de la distanță, cu sifonul. Perfect. În pahar. Dan. Bă, la, Dan, toți, adică că, da, sunt îmbrăcați frumos, în caz că sunt... cu toate conform vârstei ar trebui eu să mor înaintea ta. Băi, da, suntem apropiați, nu se, da, știe, dar, da, aș vrea să văd din Sicriu, mi-ar plăcea să-i văd pe ăștia udați de sifon de către tine. Perfect. Tu încercând totuși, fiind să un fiu, om, da, bun, să fiu, da, să pun pe bune în pahar. Da, 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 băi, da, deci atenție, vreau să fie minim un metru între sifon și pahar. Ok, ok. Nu cu dalea, mi-a zis, uite, am făcut nu, la distanță. Dan deal, gata, okay, o fac. Și tu, ce ai vrea să fac eu la mormântarea, bă, ta? Bă, eu aș vrea să vii la mormântarea mea, da, și în caz că există speech-uri, da, să îi întrerup pe toți. Să-i întrerup? Pe toți. Bă, să nu lași pe niciunul să vorbească. De fiecare dată când încearcă cineva să vorbească, de fiecare dată să te bagi. Dar cu ce să mă bag? Bă, frate, nu știu, nu vreau să-i lași să vorbesc. Doar să întrerup? Da, bă, tot e sigur, mă? Da, da. Bă, dacă vrea, mă, fie ta zică ceva mișto sau nu, fiu... Nu, spune eu că o să râdă fimea, că o să știe. Îi spun de acum, dacă vrei. Dar vrei să întrerup cu ceva concret sau vrei să... Bine, uite, în afară de fimea și nevastă mea și fimi una, ăștia, da, trei, pe toți întrerupe. Ei trei, da, într-adevăr, hai să-i lăsăm după. Dar în rest, bă, pe toți îi faci prafonez. Adică să le strici speech-urile în continuu. Adică să nu-i lăsa. Am înțeles. Nu-i lăsa, deci nu știu cum. Găsești tu o formulă. Bă, cred că pe unii, nu știu, dacă îți place, îți recomand. Acum ce am eu la... Poți să-i întrerup cu strănuturi sau nu știu, pe unul să-i întrerup cu, bă, lasă-mă vrăjeala asta, că nu știu ce. Da, sau poți să-i întrerup și mai ales și dacă îi cunoști, zic, dacă îi și cunoști. A, mor! Da, fă de toate, am glumit, da, dar era de toate, orice. E la alegerea ta, pentru că depinde și de omul care ține speech-ul, că de, eu știu dacă e vreunul pe care îl cunoști, evident, te alegi de băiat, adică da. Direct la el. Te... Bă, cum dracu ai spus speech-ul ăsta, da, așa cap-coadă, că, da, tu o replică n-ai învățat, da, toată viața de asta după tine la dublu. Da, și să înceapă de asta și îi spun eu că o să fie super fan. Gata. O, da, facem, fii atent. Perfect. Și pentru că ești un tip trecut prin viață, am ajuns și la un moment TPU, adică există un site, toți pentru unul, poți să-l verifici, în care unii pun întrebări, unii oameni, unii răspund. De exemplu, Minix20 zice așa: salut, sunt partenerul unei fete la balul bobocilor, niște sfaturi. Băi, ce să facă și ce să nu fac? Păi ce să facă? În primul rând să nu se gândească că e iubita lui, da, și că e o prietenă. Parteneră. Da, e pur parteneră. Și să fie domn. Iată, Minix20, ai primit. Dăriuța zice: bună TPO, aș dori să văd ce părere aveți. Ce câini vă plac cel mai mult sau ce actori? Pentru că eu acum am de făcut o temă și trebuie să răspund ce le place oamenilor mai mult, câinii sau actorii. Deci femeia asta, bai, fata asta nu știe exact între câini și actori ce să aleagă. Băi, după părerea mea, normal că cei mai buni actori sunt câinii.
Adică pune un câine lângă actor și l-ai făcut praf. Da. Asta e o vorbă veche. Clar, eu aș alege câinii. Iată, Dăriuța, mergi pe... Da. Așa. Lonely guy. Se poate să-mi fac o prietenă cu beneficii, chiar dacă nu sunt atractiv și sunt virgin la o vârstă mai înaintată? Absolut. Păi primul beneficiu e virginitatea lui. Iată. Samaraon zice, când sunt singur și mă ejaculez, îmi vine să leșin să mă sprijin de pereți. E normal să am aceste efecte efecte adverse? O fi de la faptul că înghid un urofen expres din natura serviciului? Bă, stai puțin. Deci stai puțin, e în felul următor. Stai bre, că ți-a dus departe. Deci omul zice așa, când sunt singur și mă ejaculez... Deci din start e o problemă. Mă ejactulez, fii atent, că astea toate copy-paste, da. Da. Deci astea toate... Mă ejactulez, mă, îmi vine să leșin și mă sprijin de pereți. E normal să am aceste efecte adverse? Da, aia cu norofenul ce e? Stai puțin, el crede că asta e reacția adversă. Deci e normal... La ejaculare, sau da, la ejaculare. Și o fi de la faptul că înghid un urofen expres prin natura serviciului, dar nu-i ce e de... Ce poate fi de meserie că trebuie să înghită? Eu probează pastilele, ce dracu. Există niște oameni care tot timpul înainte de a le scoate pe piață, poate bagă pastile. Păi da, dar probează doar un urofen expres de lângă tubosie. Păi da, se poate cât de repede își revine. Bun, dar ce sfaturi îi dăm? Adică e normal să le ia amețeala, să sprijine de pereți? Băi, da, e normal. Depinde în funcție de cine s-a gândit. Că dacă s-a gândit la cineva la care nu poate să ajungă, s-ar putea să se sprijine de pereți. Asta înseamnă că nu are legătură cu un urofen expres. Adică poate să ia în continuare un urofen expres, că nu e de la asta. Dar el poate să ejaculeze. Dacă ea nu urofen expres, ejactuleze. Să se ejactuleze? Eu știu, cine știe, habar n-am. Nu știu ce să zicem, aici e un caz foarte greu. Bă, după părerea mea, cel mai simplu ar fi să repete experiența de mai multe ori până nu o să se mai sprijine de pereți. Da, sau dacă nu... Sau nu să stea dracul jos când face asta. Ori jos sau într-un spațiu, da, care să-l țină. Da, 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 exact. Monica 74 Ghiul. Ghiul? Ghiul, așa sunt numele astea când am luat. Soțul meu a citit într-o revistă că dacă mănâncă supă cremă de roșii cu usturoi și busuioc, îi se lungește mărimea penisului. Mamă, și asta e... Îi se lungește mărimea penisului, mă. Deci nu penisul efectiv. E vorba de mărimea penisului. Are 2 ani de când mănâncă numai așa ceva și mai mult de 1 centimetru, scrie 1, în paranteză 1. Nu i-a crescut lungimea mărimii. Bă, de... Eu nu, dar imaginea mea, lungimea mărimii, asta deci, a fost. Hai să o luăm încă o dată, că nu s-a terminat. Soțul meu a citit într-o revistă că dacă mănâncă supă cremă de roșii, cu usturoi și busuioc, îi se lungește mărimea penisului. Așa. Are 2 ani de când mănâncă numai așa ceva și mai mult de 1 centimetru, nu i-a crescut lungimea mărimii. Problema este că are stomacul praf. Are stomacul praf și a făcut elicopter bacter, mă. Da, da, da. Elicopter bacter și nu vrea să potolească. Deci iată... Asta e Dan, inventată, e Dan al nostru, mă. El a scris e asta. E inventată, asta nu poate să fie așa ceva. Zi, mă. Băi, zi, mă, 1 centimetru. Nu, asta mi se pare fabuloasă. Asta, bă, dacă... La asta nici nu ai ce să răspund. Asta aia în sine este atât de bună. Băi, și totuși trebuie să-i răspund ceva, Andy. Că de-aia am selectat întrebarea. Bă, lungimea mărimii, femeii, lungimea mărimii trebuie să muncească mult să se lungească mărimea. Da, corect. Da, una. Unul la mână. Da, adică supă de roșii, nu supă cremă. Supă cremă de roșii, păi cu usturoi și busuioc. Nu, e, ține foarte mult de ăla, de mixer. De să schimbe supa. Nu, să schimbe mixerul. Mixerul. Dar supa mixată, să rămână? Supa să rămână. Păi are un probleme la stomac. Nu, heliobacterul nu. Nu, nu e helio, helicopter helicopterul bacter. La bacter nu e. Ăla trece, ăla zboară mai departe. Nu, dar e, nu ar trebui acolo. Să treacă pe altceva? Pe altă ce? Supă sau pe tocăriță, poate? Lasă să rămână pe asta de roșii și cu busuioc și ce mai zici? Că mai era ceva. Usturoi. Clar, nene. Mă, și dacă de la Ciulama crește 2 cm mărimea lungimii? Nu, acolo scade mărimea lungimii. De la Ciulama? Da. Deci atenție, doamnă, să fugă de Ciulama, pentru că vă duceți în minus cu 2 și o să rămână... Și o să-i pare rău de 1 ăsta de aici. De care l-are pe creștere de la supa de busuioc. Da. Bun. Dar e mixerul problema. Inevitabil suntem și la întrebările rapide, adică suntem la finalul interviului și atunci trebuie să răspunzi fără să te gândești. De Niro sau Hamza Pelea? De Niro. Covrici cu mac sau cu sare? Sare. Lego sau box? Box. Piedone actorul sau piedone primarul? Piedone actorul. Nas înfundat sau cafea cu lapte? Cafea cu lapte.
La bătrise sau în mormântare fericită? La bătrise. Will Ferrell sau Ben Stiller? Will Ferrell. Hagi sau Dobrin? Hagi. Monica Bellucci sau Monica Tatoiu? Ce căcat de întrebare. Am zis să întreb. Dracu știe. Bellucci, normal. Care este cea mai des căutare pe site-urile porno? MILF, cred. Nu trebuia să răspunzi asta, era la mișto. Ba da, ba da. MILF? Da, cred. Dar nu mature. MILF. MILF. Camelia. A și murit, prostule. Apoi, Dumnezeu, da, te-a ajutat. Și fii atent. Noi avem aici un joc care se cheamă Acepice și Calice. L-ai schimbat? Nu, da, l-am schimbat sezonul ăsta. E felul următor. Până acum, pe primul loc este Maria Popovici. Șef Haddad, șef Bontea, șef Tinca, 17 secunde, aici sunt morcii cu alb, vii de fapt, și morcii sunt cu galben. Vizante nouă, e? N-are nici Șerban Pavlo mi-a luat jocul. Mi-a luat jocul, da. A zis. L-a luat, că a zis, bă, trebuie să nu, trebuie să-l fac și... Și ce trebuie făcut la asta? E cronometrat, ăsta este jocul. Și da? Ce trebuie să fac? Sunt să două belciuce pe care va trebui să le separi. Să desfac sforile astea, da. Nu? Nu înainte să dau drumul la cronometru. 3, 2, 1 și... De întâmplarul din tine. Mm. 14 secunde. Asta înseamnă că ești după șef Bontea și înaintea Tincăi. Dacă te grăbeai puțin. Da, da, da. De ce ai luat-o așa? Pentru că mi-am adus aminte că ceva asemănător parcă mai făcusem. Tu știi de ce are Maria Popovici 6 secunde? A. Pentru că efectiv a zis stai puțin, stai puțin. A, și s-a gândit când să-l fac. Șef a dat și nu știu, ne-a deschis. Era așa, adică vrea să rezolve, a vrut să câștige 6 secunde. Da, nu sunt nici pe competitivitatea aia, dar nici să nu fac. Jocul ăla vechi pe care l-am avut l-a făcut Anca Dumitra într-o secundă, adică era stricat. O secundă. Adică a pus mâna, a făcut 5 și s-a dus. Cred că s-a pregătit înainte. S-a uitat și a văzut. S-a uitat la... Da, da. Am uitat să te întreb, ai un banc preferat? Da, am unul. Zi-mi și mie, te rog frumos. Da, e vechi, s-ar putea să-l știi. Și e cu ăla care dă telefon. Așa, era... Mi se spărge geamul, știi? Da. Ca să... pe balcon. Și sună la geamgerie, îl știi? Nu. Alo, geamgerie. Da, da, te dracu. Ce rău, alo, geamgeria, da, te dracu. Ai sunat așa de oară, de ce ai închis de te dracu? Păi mi s-a spart un geam. Nu vreau că ți-a spart un geam, te dracu. Dar nu ți-a spart geam, numai că nu sună aici. Te dracu, de prost. Păi, și puteți să veniți să-mi faceți și mie? Da, vine, te dracu, da, adresa aia, te dracu. Bine, da, adresa, în sfârșit. Sună la ușă, deschide. Nu știu, cine să-i? Geamgeria, te dracu, nu m-ai chemat, te dracu. Unde e geamul ăla, te dracu? Păi e pe balcon. Hai, dă-te dracu, lasă-mă în intimitatea mea. Hai, pleacă de aici. Păi și beți o bere? Da, beau, dă-te dracu. Și ce ăsta la baie, la bucătărie. Și se întoarce, nu mai era geamgiu. Sună ceva la ușă, deschide geamgiu. Ce faci? Am căzut, dă-te dracu. Pe șmecherie, dă-te dracu, am căzut. Andy, îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi. Așa cum obișnuim sezonul ăsta, fiecare invitat primește un cadou de la prietenii de la Culto. Dacă vrei să te uiți în el, e un ceas, primi cadou, wow. Cei de la Culto te apreciază, wow. E un G-Shock, wow. Performant, sper să-ți placă. Săruna, mulțumesc Culto. Ăsta a fost interviu. Trebuia să te mai întreb ceva și nu te-am întrebat? Nu. Nu? Știi care e treaba? Știi când te întâlnești cu un om cu care te simți bine, asta de fapt. Restul e... Păi, cred că dacă nici n-ar fost asta, apropo de ce vorbeai, știi, că ar trebui să cam bem, să stăm să păi ne simtem bine împreună. Te drecu. Hai, aoleu. Hai, uite. Scrie, uite, e așa ceva frumos aici. Mulțumesc de te drecu. Asta a scris. Ia. Mersi, încă o dată. Asta a fost, frate. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, te rog eu frumos, apasă butonul de abonează-te ca să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să știi tot timpul ce este nou și când sunt materialele în trend, să fii șmecher în dreapta mea. Abonează-te pe butonul ăsta care este aici, partea asta. Aici.